Sunt ultimele zile de campanie electorală, ultimele meeting-uri, ca de fiecare dată, ultimele zile sunt rezervate statelor cheie, pentru că acolo se joacă, dincolo de votul popular. Haideți să vedem situația votului popular în acest moment. Folosim cifrele agregate de BBC. Kamala Harris 48%, Donald Trump 47% și este vorba despre vot la mustață, pe muchie de cuțit. Dar știți că nu se joacă în materie de vot popular, ci se joacă în statele cheie. Sunt cele care trimit cei mai mulți electori și sunt statele despre care nimeni nu bagă mâna în foc în legătură cu rezultatul. Care e situația acum? Vedem imediat la fotografie, în statele cheie cele 7. În paranteză aveți câți electori trimite fiecare dintre aceste state în Marele Colegiu Electoral, unde este ales președintele Statelor Unite. Și în acest moment, Kamala Harris are 3 dintre aceste state, iar Donald Trump le are pe celelalte. Diferențele sunt foarte mici. În Nevada, Kamala Harris mai puțin de un punct în plus în fața lui Donald Trump. În Pennsylvania, dintre cele 7, Pennsylvania are cei mai mulți electori, 19. Trump are în plus mai puțin de un punct. În Wisconsin, Kamala Harris, diferență în plus față de Donald Trump, mai mică de un punct. În Michigan, Kamala Harris, diferență mai mică de un punct. Trump are un punct în plus în Carolina de Nord. Am vorbit mult despre Carolina de Nord, șanse mici ca democrații să câștige aici din cauza uraganului care a răscolit acest stat și sunt acuzați cei de la putere, guvernarea, că nu au făcut nimic pentru oamenii care au avut de suferit. Trump 2 puncte în plus în Georgia, Trump 2 puncte în plus în Arizona. Se spune, analiștii explică lucrul acesta, dintre cele 7, cine obține Carolina, nu, cine obține Pennsylvania, câștigă președinția. Acolo se duce bătălia. De altfel, imediat după ce se vor închide urnele de vot, instituțiile care se vor avânta să facă proiecții ale rezultatului votului se vor uita cu foarte mare atenție la toate cele 7, dar mai ales la Pennsylvania. Nu uitați, în direct la Digi24, tensiunea alegerilor din Statele Unite vom transmite de la Washington. În studio, în acest moment, invitații noștri, vă reamintesc, Iulian Fota și Ion Meiuniță și ni se alătură Mihail Valentin Cernea, analist de politică externă. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Să le explicăm telespectatorilor cum a apărut povestea cu gunoiul. A apărut de la un umorist, la un meeting, la New York, al candidatului Donald Trump, care a făcut o glumă, s-a râs. Nesărată în legătură cu insula Puerto Rico. A spus că este o insulă de gunoi. Comunitatea portoricană a reacționat. Cel mai mare ziar al comunității portoricane a anunțat că o susține pe Kamala Harris. În ziua imediat următoare, comentând acest eveniment, comentând această gafă, Joe Biden a spus că, de fapt, gunoaie sunt susținătorii lui Donald Trump. Este motivul care l-a făcut pe Trump să apară în mașina de gunoi ca să se folosească de acest moment să câștige electoral. Pe ultima sută de metri, când probabil contează orice. Numărul nehotărâților însă este în scădere. Și înțelegem că mare parte din nehotărâții aceștia s-ar putea să facă diferența. Când se joacă la centimă, așa se întâmplă. Fără îndoială, alegerile sunt un fel de dat cu banul în momentul de față în Statele Unite. Cele 7 state pe care le-ați menționat sunt cele care decid alegerile. Cred că este frustrant să fii un cetățean din Los Angeles sau din New York să știi că votul tău, de fapt, nu contează atât de mult și de fiecare dată când ne uităm la sondajele naționale, nici ele nu contează. De fapt, împăratul, ca să zic așa, între ghilimele, al lumii libere, este decis de cele 7 state. Acest incident cu gunoiul, într-adevăr, aduce aminte de acel incident care a adus foarte multe de serviciul lui Hillary Clinton, acel incident cu The Basket of Deplorables, cu găleata de coșul de deplorabili. Mm-hmm. Acum, administrația Biden s-a apărat într-un fel care poate să fie, poate să nu fie credibil. Că a fost greșit. Că a vrut să spună că a fost gunoaiele pe care le aruncă suporterii Trump despre puertoricani și au pus un apostrof după supporters ca să spună că asta a vrut să spună Biden. E complicat, e posibil să fie adevărat, e posibil ca Biden, având în vedere problemele pe care le știm cu toții de exprimare, să fi făcut o greșeală, dar e foarte de asemenea plauzibil ca el să nu fi făcut o greșeală și în mod evident, după cum deja vedem, campania Trump speculează masiv acest fenomen, gândindu-se, amintindu-și de momentul lui Hillary Clinton cu Basket of Deplorables
este încă una dintre multele surprize de octombrie care au avut loc până acum și e în momentul de față, din punctul meu de vedere, imposibil să prezici rezultatul acestor alegeri. Vom vedea pe 5 noiembrie. O scurtă paranteză pentru telespectatorii noștri, pentru că vedeți deja pe ecran și merită o explicație. Vom vorbi despre acest subiect imediat după o scurtă pauză. Comisia Europeană le recomandă rezidenților Uniunii Europene, tuturor, să aibă provizii de 72 de ore, pentru 72 de ore. Și vom spune imediat care, vă vom explica care este contextul și care sunt riscurile pentru care europenii trebuie să se pregătească. E foarte important și are legătură cu nenorocirea, catastrofa care s-a petrecut în Spania. Cum e ultima sută de metri a alegerilor americane, a campaniei? Indiferent ce a vrut președintele Biden, pare să fi făcut o gafă, sau cel puțin așa a fost tratată de către tabăra cealaltă, și Donald Trump, foarte inteligent, a speculat-o la maxim. Și așa cum a spus că sunt de acord cu dumneavoastră, când e atât de strânsă bătălia, orice greșeală de exprimare, care dă, chiar dacă n-a fost intenția ta, dă posibilitatea celorlalți să-ți întoarcă vorbele, poate fi extrem de importantă. Deci aș fi vrut să nu avem momentul ăsta, pentru că după cum arată lucrurile, totuși Trump pare să se contureze cu un avantaj ușor față de Kamala Harris și eu vă spun, îl văd ca principalul candidat sau fiind un pic ca la cursele alea foarte strânse, cu un vârf de nas când alegătorii încearcă să câștige la fotografie, s-ar putea să câștige alegerile. Deci sentimentul e că stă ceva mai bine decât Kamala Harris în momentul ăsta. Altfel, pentru noi, ca țară, să știți că aproape nu contează cine va câștiga. Pentru că fiecare dintre ei are puncte forte în ce ne privește pe noi și are puncte slabe în ce ne privește pe noi. Deci oricare va fi președintele României va fi de muncă în relația cu Statele Unite și România va trebui să se, cum să spun, să se încordeze, să se implice mai mult. Pentru că lucrurile în ce ne privește pe noi nu sunt deloc roz la Washington, ținând cont nu neapărat de oameni, ci de modul în care se schimbă gândirea strategică americană. Deci vom avea mult de muncă. Chiar astăzi mă uitam, am primit un newsletter de la un think tank ăsta american și un tip care spune foarte tranșant, trebuie să ieșim din Orientul Mijlociu, din Europa, numai China, asta contează, lăsăm pe alții să se ocupe de regiunile astea. Deci va fi mult de muncă și cu un președinte și cu celălalt. Ion Meoniță, pentru telespectatorii noștri, ca să înțelegem harta asta a analizei și să primim indiciile cam ce s-ar putea întâmpla, nimeni nu se avântă, nimeni nu vrea să spună acum. Imposibil. E imposibil. Dar există câteva indicii, dacă ne uităm la statele cheie, dacă ar fi situația, dacă rămâne situația cum e acum, ar câștiga Donald Trump. Dar mai există povestea cu nehotărâții și mai există o poveste importantă. Au votat în avans 57 de milioane de oameni, ceva ce nu s-a mai văzut. Ce înseamnă asta? Interesul extraordinar pentru aceste alegeri. America este ruptă în două. Practic, taberele sunt egale. Când se întâmplă așa ceva, fiecare va simți nevoia să se ducă cu orice preț la vot. Uh-huh. În asemenea situații, te duci să votezi. Probabil participarea va fi uriașă. Pe de altă parte, vedeți, într-adevăr, domnul Fota are dreptate că pune relația noastră, este partenerul strategic, este cel care garantează securitatea noastră a Europei și așa mai departe, președintele american. Problema legată de Donald Trump este uluitoarea sa impredictibilitate. Că nu știe ce va face. Și culmea e că el știe asta. Și se bazează, joacă această impredictibilitate. Forța lui, puterea el în întâlnirile pe care le are, lansează, ați văzut, tot felul de declarații șocante. Întâlniri cu lideri, vine în vizite și anuncă niște bombe de rămâi trăznit. Iar cei care lucrează cu el sunt șocați. Cu cei mai apropiați, are momente în care se întoarce și le spune, ce crezi, m-au crezut? Nu. Știu că sunt impredictibil, nu? Dar poate le rămâne ceva în cap din ceea ce am spus. Deci el își joacă și amplifică această carte a impredictibilității lui, pentru că vede că merge foarte bine chestia asta, să nu știi niciodată la ce te aștepți din partea lui. Sunt idei foarte bune în tabăra lui, în rândul strategilor, inclusiv în ceea ce privește securitatea României, conștientizarea ce înseamnă Marea Neagră, ce înseamnă Dunărea, nevoia de a avea aici un pilon de securitate bazat pe state importante cum sunt Polonia și România. Deci sunt lucruri pe care oamenii care construiesc viitoarea administrație Trump în eventualitatea în care Trump câștigă,
Le știu foarte bine. Problema dacă el va respecta ceea ce îi spun cei din jurul lui sau nu. Că s-a întâmplat de foarte multe ori să nu respecte, uneori a respectat, uneori s-a înțeles, uneori nu. Deci aici este marea problemă care ține pe jar, de fapt, întreaga lume. Ce va face viitorul lider al lumii libere? Aici este problema. Pentru că altfel, într-adevăr, avem cu siguranță și în viitorul mandat, fie că e Kamala Harris, fie că e Donald Trump, un partener care conștientizează ce înseamnă securitatea flancului estic și care va fi prezent în continuare aici. În primul mandat ne-am înțeles cu Trump. Foarte bine chiar. Chiar dacă ținea langa... Și-a sporit prezența numai americană. Numai că primul mandat nu se va repeta. Asta e întrebarea. Cum iar va fi al doilea mandat față de primul? Ce va fi diferit? Păi, de exemplu, omul politic preferat al lui Donald Trump în momentul ăsta în Europa Centrală este Victor Orban de la Budapesta. Clar. Mai mult decât atât, chiar săptămâna trecută am avut o masă cu un american și printre alte chestii am discutat și asta. Și a fost foarte clar că mișcarea conservatoare americană îl apreciază foarte mult pe Victor Orban pentru că, unu, i-a susținut că nimeni nu-i susținea, doi, s-a poziționat ideologic pe aceleași coordonate ca și ei, nu? Make Europe great again, apropo de acest aspect. Deci, ăsta e un element nou, diferit față la primul mandat. Cine a fost primul președinte care s-a întâlnit cu Donald Trump în toată zona? Președintele Klaus Iohannis. Spre surprinderea multora, eu la 2 săptămâni am avut o masă la ambasada Ungariei la Washington și nu pot să vă spun de câte ori nu m-au întrebat, dar cum le-ați făcut voi? Că era un pic de competiție și toată lumea vrea în Europa Centrală să fie primul care discută cu Donald Trump. Și ăștia am fost noi. Dar în mandatul ăsta o să fie mult mai dificil pentru că niște lucruri s-au schimbat în America în ăștia 8 ani de zile, nu, 4 ani de zile. Bine, 8 de când a venit, 4 de când a plecat Donald Trump. America se schimbă, America evoluează, mentalitățile sunt altfel și nouă o să ne fie din ce în ce mai greu să-i convingem. Chestia cu Marea Neagră e deja un steag pe care îl flutură, dar pe care, cum să spun, nici ei nu mai cred în el. Dovadă că dacă uitați la strategia americană și nimeni nu vrea să înțeleagă chestia asta, pe Marea Neagră pune accentul pe ecologie, pe tot felul de chestii nemilitare. Nu pune accentul pe ce ne interesează pe noi cel mai mult, respectiv aspectele militare. Deci e o reținere în momentul ăsta la Washington pe care democrații au dezvoltat-o și e vizibilă. Noi avem trupe rotaționale, nu permanente ca în Polonia. E un alt aspect foarte important. Asta a propus și de campanie electorală. Adică avem subiecte extrem de grele, nimeni nu le discută. Discutăm tot felul de frivolități. Deci, și asta a fost gândirea administrației democrate. Sunt semne că doamna Kamala Harris va veni cu gândire proprie, deși prea o parte din oamenii lui Biden, deci probabil că gândirea proprie nu va fi mult diferită. Pe de altă parte, cum se spunea mai devreme, la Donald Trump nu știu la ce ne așteptăm, că e atât de imprevizibil. El are în momentul ăsta 3 cercuri diferite de oameni în jurul lui. Unii sunt izolaționiști, unii sunt mai pro-europeniști, pro-atlantici, unii sunt undeva... Nu știm pe care tabără va pune mâna și de undeva la oameni să pună în instituțiile importante. Că de-abia în momentul ăla, și asta înseamnă că decembrie, când începe echipa de tranziție să-și facă treaba, să se instaleze, vom avea niște indicii despre ce fel de politică va face Donald Trump. Deci, cum vă spuneam, și cu unul și cu altul avem lucruri bune și avem lucruri de care să ne temem și unde va trebui să lucrăm. Un document al Comisiei Europene, dat astăzi publicității, ne recomandă tuturor rezidenților Uniunii Europene să avem provizii esențiale pentru 72 de ore. Pentru atacuri cibernetice, sabotaj, incidente chimice, biologice sau nucleare, care sunt riscurile și cum trebuie să ne pregătim? După o scurtă pauză, rămâneți cu noi. El coche. De oameni au murit, dar bilanțul poate crește pentru că sunt foarte mulți cei care au fost dați dispăruți. Pur și simplu oamenilor nu le-a venit să creadă
că se întâmplă așa ceva. Cei care au călătorit în Spania știu că acolo sunt albii uriașe de râuri complet secate. Nu există niciun fir de apă. Și dintr-o dată puhoaiele pe care le-ați văzut în imagini. Aici avem o comparație făcută cu imagini din satelit. Aveți pe ecran orașul Sevilla, nu? Da, orașul, nu Sevilla, orașul Valencia, da? În stânga ecranului înainte de inundații, în dreapta ecranului după inundații. În sudul orașului Valencia vedeți că practic nici măcar nu mai e uscat. Acolo e o nouă mare, un lac de apă murdară, plină de aluviuni. Apa a venit de pe versanți, pur și simplu, puhoaie, după o ploaie cum nu s-a mai văzut. În 8 ore a plouat cât într-un an. Mulți oameni au murit în paturile lor. N-au știut că se întâmplă asta, n-au știut că ăsta este un pericol. Unii dintre ei nici măcar nu au telefon mobil ca să fi fost avertizați că urmează să se întâmple așa ceva. Autoritățile sunt complet depășite de situație, strigătele de ajutor sunt întotdeauna în presă, la radio, la televiziune, sunt oameni din zone izolate care nu mai au de mâncare, pentru că nu au fost niciodată pregătiți pentru așa ceva. Și exact astăzi vine un raport al Comisiei Europene care ne spune cum trebuie să ne pregătim pentru situații neprevăzute, pentru că primul lucru pentru care trebuie să ne pregătim este pentru mai mult neprevăzut. Și spune așa, în preambul, acest raport al Comisiei Europene: Uniunea Europeană s-a confruntat în ultimii 10 ani cu cea mai gravă pandemie din ultimul secol, cu cel mai sângeros război de după al doilea război mondial și cu cel mai călduros an înregistrat vreodată, toate aceste evenimente, cum nu s-a mai văzut, în doar 10 ani, în mai puțin de 10 ani. Și atunci, concluzia raportului, clar, este următoarea. Toți rezidenții Uniunii Europene ar trebui să dispună de provizii esențiale pentru 72 de ore, pentru a face față unor crize, precum atacuri cibernetice. Ni se dau și explicații. Dacă un atac cibernetic există la uzinele electrice, la rețeaua electrică, printr-un singur click se stinge lumina peste tot. Deci trebuie să fim pregătiți. Sabotaj, incidente chimice, biologice sau nucleare. Este un avertisment, cum nu s-a mai văzut, domnule Cerne. Acest avertisment este absolut rezonabil în acest context, să spunem, socio-bio-economic în care ne aflăm. În primul rând pentru că, când vine vorba de atacuri cibernetice, într-adevăr, umanitatea în general a ajuns la un nivel tehnologic în care chiar și un singur terorist poate să provoace un rău foarte mare unor multe milioane de oameni. Bineînțeles că suntem în acest context geopolitic în care Europa are destul de mulți adversari care pot să provoace iarăși astfel de incidente absolut grave. De asemenea, suntem în contextul schimbărilor climatice, indiferent ce credem despre ele, este clar că există acest efect în care provoacă un tip de vreme cu care nu suntem neapărat obișnuiți și cred că aici trebuie să subliniem încă o dată importanța Uniunii Europene. În ciuda tuturor discuțiilor care au loc despre cât de rea e Europa cu noi, dacă nu e prea multă reglementare, dacă nu e prea multă Europa, de fapt, în fața acestor amenințări care apar, doar solidaritatea europeană poate să facă față. E clar că Spania, în momentul de față, de exemplu, are nevoie de activarea mecanismului de protecție civilă europeană. Și au fost atâtea incidente deja până acum, ne amintim doar de Grecia, unde acest mecanism de protecție civilă a fost acolo ca să stingă incendii în Grecia și să salveze vieți omenești. Și în cazul de față e la fel. Este clar că în acest context în care ne aflăm cu atât de multe pericole, e mai multă nevoie de Europa ca niciodată, de fapt. E mai multă nevoie de tipul de coordonare pe care îl presupune continentală, nu? Pe care îl presupune existența instituțională a Uniunii Europene. Auzeam un apel în Spania, un bărbat povestea la radio: noi mai mâncăm o felie de pâine, dar am bebeluși și nu am formulă în casă, nici măcar nu știu unde să mă duc, eu nu pot ajunge nici în satul de alături, sunt mașinile făcute stivă cât casa, nu am unde să mă duc să le iau bebelușilor de mâncare. Pentru așa ceva trebuie să fii pregătit. Cum să te pregătești pentru așa ceva? Cum să te aștepți la ce s-a întâmplat în Spania, o țară aridă? A plouat în 8 ore cât într-un an. Da, este potop. E potop. Nu există. Nu ai ce să faci.
la câte sute de litri de apă au căzut pe metru pătrat în 24 de ore acolo, pur și simplu. Sigur că este sfatul cel mai bun pe care îl dau autoritățile europene. Aveți în casă apă, aveți în casă alimente de strictă necesitate pentru copii, de exemplu. Sigur că e clar că trăim într-o altă lume. Sigur că poți să ai orice fel de păreri, că nu există schimbări, că nu există nimic. Dar oamenii ăștia le trăiesc. Nu numai acești oameni. Peste tot se întâmplă. Noi în România am avut temperaturi, am avut cea mai caldă vară din istorie. Pe urmă am avut inundații la Galați. Uh-huh. Dintr-o dată. După o secetă de 5 luni. A treia oară. După o secetă de 5 luni, care n-a căzut un strop de apă, au venit iar inundațiile acolo. Nu mai există niciun fel de predictibilitate, pur și simplu, pentru că fenomenele au devenit mult, mult mai grave decât știam odată. Se mai întâmplau inundații, evident, sau secete, dar acum amploarea lor, magnitudinea lor, este, uitați-vă la imagini, uitați-vă o stradă dintr-o localitate din Spania. Cum să treci pe acolo să te duci să-ți cauți mâncare? Pe unde să iei? Este imposibil. De aceea, într-adevăr, și ați spus foarte bine, în cazurile astea arată cât de mult contează să fim împreună. Uh-huh. Pentru că mecanismul european îți aduce din Suedia, îți aduce din Germania, unde stinge incendiile în Grecia, te ajută în România. Este singura metodă prin care poți spera că poate cineva să-ți vină în ajutor cât mai repede și cât mai profesional, cu putință. Că sunt utilizate depozite, sunt depozite de medicamente și așa mai departe. Dar asta este vremea pe care o trăim și s-ar putea să... Adică nu s-ar putea. Conform previziunilor cât se pot face sau ce putem anticipa, lucrurile vor deveni din ce în ce mai rele, nu mai bune. Pentru că este o spirală în care ne-am angajat prin lipsa de eficacitatea măsurilor. Vedeți, tot ce încercăm să facem în Europa, facem. Dar nu fac toți la fel ca noi în sensul luptei împotriva schimbărilor climatice sau adaptării, că nu e o luptă, că nu mai cum să câștigi o luptă, dar măcar să reușești să adaptezi economia, să adaptezi viața socială, astfel încât pierderile să fie cât mai mici. Uitați-vă ce se întâmplă, cât de ramnificat este. Industria europeană auto acum intră în colaps. Volkswagen are mari probleme. E al doilea mare producător auto din lume, pentru că nu reușește să se adapteze suficient de repede la tranziția tehnologică către o industrie fără carbon. Deci e atât de complex și când auzi soluții de-astea, vin eu și rezolv în 5 minute. Nu există, dumne. Nu există. Bun. Mor oamenii. Cum să nu existe? Există. Dar ce faci ca să încerci să diminuezi efectele? Ce vreau să spună Ion Ioniță este că Donald Trump este cel care, în nenumărate rânduri, chiar și când era președinte, a spus că nu există încălzire globală, că este o minciună a ecologiștilor și a retras Statele Unite din acordul de mediu de la Paris. Domnule Fota, cum te pregătești, în primul rând mental, cred. Cred că imaginile astea îi șochează pe mulți. Știți cât de multe familii din România au membri ai lor în Spania. Pentru așa ceva cum se uită la televizor. Asta e un eveniment excepțional. Deci pentru evenimente excepționale n-ai cum să te pregătești. Și ele sunt excepționale pentru că oricât ai fi de bine pregătit, te depășesc și te surprind cu evoluții care n-au mai avut loc. În general ne pregătim pentru ce știm, pentru ce înțelegem, pentru ce am mai pățit. Ori înțeleg că e prima dată în Spania când se întâmplă așa ceva. Deci n-ai cum să fii pregătit pentru așa ceva. De-aia, ideea de reziliență, vedeți, discutăm de câțiva ani de ideea de reziliență. Noi recunoaștem în felul ăsta indirect că unele lucruri ne vor depăși, că pe unele lucruri nu le vom putea controla și atunci accentul cade pe absorbirea șocului. Deci ideea de a fi rezilient este să rezisti șocului și să rezisti șocului fără să sacrifici chestiile fundamentale care te definesc în cazul unei țări, democrația, drepturile omului și așa mai departe. Deci faptul că discutăm de reziliență ți arată că există limite în prevenire, în pregătire și ca atare trebuie să luăm un calcul și post-catastrofă, că reziliența este eminamente importantă în momentul. Acum vom vedea cât de rezilientă e Spania, în funcție de cât de repede se vor recupera, se vor regăsi, se
vor recupera și vor gestiona toate consecințele astea dezastroase. Problema e în altă parte și acum discutăm un pic de România. Nu știu ce trebuie să se întâmple în România ca România să se apuce serios, să-și poarte de grijă. Deci noi suntem după 3 ani, în februarie facem 3 ani de când a început războiul. Eu nu am văzut nicio schimbare notabilă în comportamentul politic, administrativ, instituțional. N-am văzut o discuție serioasă. Deci suntem la aproape 3 ani de la începutul războiului și în România încă nu a avut loc o discuție serioasă. Vom avea după alegeri? Nu cred că vom avea. Nici după alegeri. Pentru că e o formă de asta de inconștiență, pentru că până la urmă ține de mediocritatea oamenilor care ne conduc. Deci nu vom avea nici după alegeri un moment de luciditate în care să înțelegem. Mulțumesc. Și uite, să vă dau un exemplu pe care... Nu mai avem timp. De acum 5 ani știam povestea cu catastrofele naturale, în lumea unui raport făcut la ONU. Mulțumesc mult, Andreea Popa, imediat, seară bună!